Hei, salut, sunt Mascu și vom regăsi un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm GTA 5 ca orice animal. Da, ți-a auzit bine, apăsați acum în momentul de față. După cum puteți observa, sunt un porcușor. Da, m-am gândit să-mi cumpăr și eu niște ceva de la magazin aici pe stânga. Și astăzi, la fiecare kill pe care îl fac cu orice animal, o să ne upgradeăm la următorul. Așa că haide să începem. Eu sunt pregătit aici, suntem un porcușor. Deci mergem în două picioare în momentul de față. Din cauza că nu mai pot merge în patru picioare, mă duc acum să-mi cumpăr și eu niște cumpărături. Să-mi iau și eu niște chipsuri, mi-e foame, de ce nu? Haide să mergem aici la magazinul ăsta. Nu, porcușor. Ei, afară, afară cu tine, mă, afară, porc, afară. Tica, cine e ăsta? What the hell? Ăsta vrea să ne dea afară. Cum să-i spunem? Sun la poliție dacă nu ieși afară. Afară, în momentul de față, afară. Tica, sunt un porc, lasă-mă să cumpăr și eu ceva de aici, man. Ei, sper să nu ne facă ceva nașpa sau să sune la poliție. Voi realizați că dacă sună la poliție în momentul de față, am merlit-o. Ia să vedem ce cumpărăm, uite, aici. Ah, m-ar interesa niște chipsuri, mă, că mi-e foame oricum. Ia să vedem. Mi-am cumpărat aici niște chipsuri, am mai furat acolo și un telefon. Sper să nu mă vadă. Și tipul ăsta chiar a sunat la poliție. Nu cred. Avem 200 lei, vedeți acolo sus, nu? Man, ei, ce să-i facem acum? Așa că am sunat eu la poliție în momentul de față, vine poliția. Vine poliția în cap la tine, mamă, i-aș dau cu ceva în cap, trebuie să plecăm numai decât, mamă, poliția se află pe undeva pe aici. Eu mi-am cumpărat chipsurile, unde să mă duc acum? Uite, poliția în față, o văd, o măicut. Na, a început să tragă noi, a început să tragă noi. Oi, oi, cum să tragem într-un porcușor, a? Cum să tragem într-un porcușor, luăm mașina și fugim, oh my god, deci mergem cu mașina de poliție în momentul de față. Oh my god, cât de tare e. So, haideți să omorâm o persoană ca să ne upgradeăm la următorul animal. Se află poliția în spatele nostru, e cam nașpa în momentul de față. Nu am văzut niciodată ca un porcușor să conducă o mașină, mă. Niciodată nu am văzut. Uite, acolo avem pe cineva cu motocicleta. Ce cauți acolo, mă? Au, eu nu știu dacă mai pot să mă mai ridic. Cam greu. So, uite că a plecat acum. Ce vrei, mă? Stai pe loc în momentul de față. Poate-l putem, ia să vedem, poate putem să-l mușcăm puțin. So, și o fără cu tine, mă. M-am împiedicat, mă scuzi. Ridică-te acum. Da, mă scuzi, haideți să-i oprim strada, sper să nu ne mai vadă nimeni, sau haideți să-l dăm afară, haideți să-l dăm jos din mașină și din motocicletă, pac, și am luat motocicleta, mă scuzați, au, mi-a căzut mot, na, diga, vreți mici, de ce trage mine, mă, au, au, nu mai pot să mă mai mișc, nu, te rog să nu mă bați, omul ăsta a început să mă bată, o să scot acum o armă, ia vino tu, mă, ia vino, pong, ok, perfect, și... ok, l-am mușcat. Aha, te-am speriat, nu? Te-am speriat. Acum o să-l călcăm cu motocicleta asta ca să ne upgradăm la următorul animal și... Ia vino, mă. De ce ai dat în mine? Nine. Bro, ce sunt acum? Un șoricel, dacă vă vine să credeți. Nine, ăsta e Laurențiu, cred. Mamă, cum arată. Nu știu dacă vă plac de ei. Scrieți în comentarii ce animal vă place cel mai mult. Mie îmi place tigrul cel mai mult, plus șoricelul ăsta, Laurențiu sau cum îl cheamă. Și haideți să mergem puțin prin oraș cu el. Hai, ia, sper să nu mă calce vreo mașină sau ceva, nu? Dar oricum noi putem intra de desubt. Pro, nice, com, Laurențiu, mă auzi, mă? So, haideți să mergem puțin prin oraș, m-am gândit să mergem puțin la poliție, nu? De ce nu? So, oricum nimeni nu are cine să mă calce. Perfect, uite, mă, cât de frumos să mergem noi pe stradă. Na! Mai cut era să ne calce cineva, mă? Mă, dar ce coadă mare are, he? Ok, bro, dar unde mergem acum? Mergem pe stradă sau văd că putem să și alergăm, mă? Haideți puțin aici. Dedesubt, nine. Bro, suntem dedesubt, nu cred. La acest tir aici, ia să vedem. Putem să-i facem ceva la motor, mă? Două secunde. Poate putem să furăm puțină benzină de pe aici, de pe undeva. Nu putem să-i furăm nimic, cred, nu? M-am gândit să... putem fura o mașină, nu cred, a? Eu, bă, cât de mic sunt. Haideți să vedem dacă putem fura o mașină. Oprește-mă, oprește pe dreapta în momentul de față. E bine că a oprit, e bine că ne-a văzut, mă. Eu dacă eram în mașină, cred că nu mai vedeam. Zopac, nine, putem fura o mașină? What the hell? N-am văzut în viața mea că... un șobolan să conducă o mașină. Ho-ho! Haideți să mergem acum la poliție. Într-o zi, pur și simplu am dat de un șoricel de genul în toaletă, dacă vă veni să credeți. Oh my god, ce m-am speriat atunci pe vremea aia. De un șoricel de genul. Na, era nașpa rău. L-am dat la pisica mea să-l mănânce. Numai că și pisica mea vreau să speria de el. Dacă vă vine să credeți, era foarte agresiv, dar nu înțeleg de ce. Probabil s-a speriat din cauza asta. Ne dăm jos acum din mașină. Pac, cred că am murit. Tiga! Puh! Și ne-am spawnat acum într-o maimuță, dacă vă vine să credeți. No way, suntem o maimuță. Bună ziua, nu vă supărați, unde pot ajunge și eu la poliție?
Ei, mă, m-auziți? Ei, hello. Nu mă bag în seamă, bro. De ce nu bagi o maimuță în seamă, mă? Uite, adică v-ați să-ți mi-e pasiet. Și ea poate să vorbească, să meargă la fel cum mergi și tu. Adică nu e nicio problemă, nu? Uite-te și tu, nu te speria de mine că nu-ți fac nimic, mă, tu știi? Hai dăm numărul tău de Instagram, you know? Ce? What? Am speriat-o pe tipa asta, mă. Ho-ho! Și acum am putea să-i facem ceva nașpa, nu? Dar numai că ne aflăm aici aproape de poliție și nu vrem să avem probleme că poliția. Deja am văzut-o pe acolo. Haideți puțin să intrăm la secția de poliție, chiar îți curios. Ne luăm o armă cu noi și haideți să mergem. Păi că se află cineva acolo în față, sper să nu ne facă ceva nașpa sau să ne dea o amendă. Dar n-ai cum să dai amendă la o maimuță, eu nu? Uite, văd că și-a făcut și ăștia aici cu un prad de Crăciun, ok? Îmi place. Bună ziua. Alo, speedy poliția, stați afară, vă rog. Nu vă supărați, cum să stau afară? Nu pot să stau afară, eu nu sunt polițist, eu nu sunt polițist, mă, tu știi? LSPD poliția din Santos, avem aici o maimuță care vrea să intre în LSPD. I-a anunțat pe ceilalți, s-ar putea să ne aresteze, cred, dacă nu plecăm. S-o trebuie să plecăm acum numai decât. Am o armă cu mine. Mamă, ce și-au pus ăștia aici, mă? Nine, și-au făcut ce? Uite, mă, și-au pus zăpadă artificială, văd aici. Pleacă să nu te văd, cred că o să-l omorâm pe polițistul ăsta. Bă, și-au pus aici un om de zăpadă, chestii 30 plus zăpadă artificială, mă. Ia să vedem dacă putem să-l omorâm două secunde. Și... Pom! Triga! Nine! Bro, suntem un cățeluș acum în momentul de față, cum arată, ok. Sper să mă vezi, mă vezi. Haideți să mergem acum mai departe, am o idee, bro. O să stau puțin așa să cerșesc cum ar fi, cred, nu? Sau unde să plec acum? Eu, ce cățeluș suntem acum. Chiar e drăguț cățelul de genul. Scrieți în comentarii dacă aveți pisică sau cățeluș acasă. O să stăm puțin pe aici. Am luat o minge în gură acum, perfect. O să mă duc să-i o dau la o persoană de pe aici, de pe undeva. Sper să găsesc. E bine ceea ce fac, sper. Na, vezi că mă iei înainte, mă, aici zi... Na! Păi, era să mă ia înainte. Mă vezi, nu? Pleacă să nu te văd. O, haideți să mergem puțin în oraș, în centru. O să stau aici puțin să mănânc niște cărniță. Mi-este foame, mă. N-am mai mâncat de mult timp. O să mâncăm aici un steak de vită. Am luat și un trandafir cu mine acum în momentul de față. Vreau să-i dau lui tipa asta de aici. Văd că deja se uită la mine. Uite cum se uită. Două secunde. O să lătrăm puțin și o să-i... Nu, na. O să lătrăm, da. Bro, nu pot să cred așa ceva, deci mi-a luat trandafirul și mi-a dat pălăria asta, uitați-vă și voi. O să plecăm cu ea, cred, nu? Da, plecăm acum, plecăm și am luat pălăria, na. Ha, sper că nu ne-a văzut, o plecăm cu pălăria asta, bro, hai că ne stă mai bine cu pălăria asta. Plus, ne-au pus niște ochelari, uitați-vă și voi. Deci a făcut mișto de mine, mă, mi-a pus ochelari tipa aia. Tega, vazna, plecăm așa, nu-i problemă, o să mergem acum puțin aici în centrul orașului. Sper să nu ne ia o mașină înainte sau ceva, nu? Ia să vedem, trecem acum autostrada, nu e autostrada asta, mai e o stradă din centrul orașului și haide să mergem frumos. Ah, uite, se află aici o domnișoară singură. Ah, ce să-i dau, a? Am luat aici niște artificii cu mine. Oh my god, și o să le aprind exact aici lângă ea, două secunde. Și sunteți pregătiți. Pam, 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 diga, oh my god. Oh, mă, a venit Crăciunul, mă. La mulți ani, la mulți ani să ai. Nu are nicio reacție, cred că îi place, nu? Arată bine domnișoara, nu? Bună ziua, mă puteți ajuta cu ceva, vă rog? Două secunde, vreau să o mușc, țac, pac, aha. Și o mușcăm acum, o măicut. Ce? Nine, bro, ne-a spawnat în următorul cățel, bro. Ăsta e câinele lui Franklin, nu? Ok, e un cățel mai mare acum. Chiar tare, mie îmi place de câinele ăsta. Este Rottweiler, ceva de genul, se numește rasa, nu? Scrieți în comentarii. Îmi place rasa asta, oricum e periculoasă, mă, nu? E mai periculoasă decât un pitbull, dacă nu mă înșel. Și haideți să mergem puțin să stăm aici frumos. Două secunde, uite, avem o persoană pe aici. O să mergem puțin să facem piș, uite, exact lângă tipul ăsta. Sper să nu ne vadă. Să mergem așa pe lângă el. Na, mă scuzi, n-am vrut să fac asta, man. E, am vrut să fac pișul pe lângă el, numai că a plecat două secunde. Unde să mă duc? Sper să mai găsesc o persoană. Deci tipul ăla s-a speriat de mine, dacă vă vine să credeți. Unde sunteți, mă? Mamă, ce braf frumos e ăsta. Chiar tare. Oricum am de gând să-mi cumpăr o casă de Crăciun. Vreau să fac pișul pe lângă o persoană pe undeva pe aici, numai că nu găsesc, a? Hai, ai, uite aici, două secunde. Mă prefac ceva de genul ăsta. Ha, dar vreau să nu ne vadă, bro. Vreau să găsesc pe cineva
Uite acolo în față avem pe cineva, 2 secunde. Da, uite aici avem un grăsuț. Sper să nu ne vadă. Zo, o, ne ducem așa frumos. Țac. Și hai, hai puțin mai pe lângă el, mai pe lângă el. Na, man, de ce se sperie de mine? V-am spus eu vouă, crasa asta este foarte periculoasă, mă. Hai să încercăm la ăsta, 2 secunde. Gata, oh my god. Sper să nu ne vadă. Da, n-am mai făcut de mult, mă scuzați. Sper să nu ne vadă, ne vede? Nu cred că ne vede. Haide să ne dăm puțin la el acum. Ne dăm puțin la el, ce? Da, v-am spus eu vouă, că gata, pleacă, mă. Suntem foarte periculoși, gata, stop. Chop chop. Mi-am luat în gură un disc de genul și mergem acum, deoarece aici pe stânga văd că se află o mașină foarte tare, mă. Haide să o luăm dacă putem. Mamă, ce turismo. Hă? Cât de tare e mașina asta? Să vedem, o putem lua 2 secunde. Și am intrat, nu cred. Pru, am intrat în mașină și plec. Nine. Pru, nu era închisă. Dar ce fel de roții s-astea n-am văzut în viața mea? Prost rucesc sau transparente, cred, ceva de genul ăsta, nu? Am zis să plecăm puțin cu mașina asta, să o conducem. Ok, mamă, na! Ok, am făcut accident fără să vreau, n-am vrut să fac asta. Zo, hai să mergem acum să ne upgradăm la următorul animal, chiar e curios. Suntem puțin pe autostradă acum, nu? Da. Să ne dăm jos acum. Sper să nu ne iau o mașină înainte sau ceva. Nu vreau asta. Uite, ne aflăm aici la spital, mă. Wow, dar cât de tare a fost aici. Te-ai curat, bro, la spitalul ăsta. Pitbull Box Hill scrie acolo, nu? Medical Center. Ok, avem aici. Zo, haideți că facem ceva aici. 2 secunde. Și sunteți pregătiți. Și, pom, afară cu tine, de ce ai făcut asta? Tung, 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 conșo, pom, 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 tigo, nu? Tiga, vas, suntem o găină acum. Ce găină e asta, mă? Găină din aia sălbatică, cred, nu? N-am mai văzut așa ceva. Zo, haideți să facem niște ouțe dacă putem. Putem zbura, mă? Nu cred că poate zbura o găină. Am văzut odată un videoclip pe TikTok unde o găină chiar zbura, dacă vă vine să credeți. Mamă, deci când am văzut videoclipul ăla m-am speriat rău. O găină care zboară, cât de... Mă, ar fi nașpa rău, cred, nu? Să vezi găini zburând. Haideți să mergem acum frumușel, puțin prin oraș, bro. Ca și cum am fi o găină din asta părăsită, bro, you know, dusă de acasă fără să vrea. Na, a ieșit din cușcă, cred, nu? Hai să facem niște ouțe pe undeva pe aici. Aveți găină... Na! Puh! Ce? Suntem în porumbel în momentul de față? N-am văzut niciodată așa ceva. Am impresia că putem zbura, bro, nu? Ia să vedem. Aha, văd că și activează acum aripile și... Na! N-am zburat niciodată, cred, în GTA sau ba da, mai zburat. Băi, cuț, suntem un porumbel, bro. Na, ne ducem, cred, dar ori murim, ori facem noi ceea ce nu trebuie. Ha? Cât de tare, mă, să fii pasăre, gen, și să zburi așa, să vezi totul. Ai, ar fi chiar tare. Chiar scrieți în comentarii dacă ați vrea să fiți o pasăre, gen, și ce pasăre. Eu aș fi din aia o rândunică, mă, o rândunică din aia mică. Ești mic, poți ajunge pe oriunde vrei tu. Și hai să vedem cum aterizăm. Nu cred că mai putem ateriza, nu? Că ăsta nu e avion, mă. Stai că am făcut căcuța, mă. Uitați, 9, tega, bro. Uitați, uite, cât de tare e. Putem să facem pe mașini, dacă nu mă înșel, nu? Ia să ne ducem puțin mai în jos. Și dați omul la o parte, că aterizez acum. Și dacă cum aterizez, asta e problema. Și ia să zburăm așa mai de aproape. Să facem căcuța pe tipul ăsta și... Pam! Aha, i-am făcut pe mașină. Mamă, deci când vezi căcuța de genul pe mașina ta, mai ales dimineața, când vrei să pleci undeva și vezi acolo dita mai căcuțul pe mașină, e nașpa rău. Aia, câte am avut până acum. Acum nu mai am, că e iarna. Și, pam, am mai făcut o dată aici. Și ia să vedem. Bro, dar unde aterizăm? Cum omorâm noi o persoană acum? Chiar îs curios cum. Dacă o să ne îmbușim în ea, ia să vedem. Na! Bro, acum suntem un tigru. Tigru, hai că tigru suntem. What the hell? Suntem un delfin, mă, nu? Wow, cât de tare. Putem mânca orice acum, cred, nu? Iuuu, cât de tare. Uite, mă, cât de agresiv e. Unde mergem acum să mâncăm niște persoane? Eu, hai să mergem puțin. Putem sări în sus, mă? Chiar sunt curios și... Nu avem cum să sărim în sus, cred, nu? Dar ar fi chiar tare, ia să vedem. Să mergem să găsim niște persoane. Na, uite un peștișor, mergem să-l mâncăm, mergem. Ia vino tu aici la tata, mă. Uite că pleacă. Ce? Ia să-l mâncăm. Hai, cum? Noi, mai sus, am asico.
Uite, mai în sus, mai în sus. Unde ești, mă? Uite-l pe partea cealaltă. Pro, putem merge și mai repede, nu cred. Eu, ce? Mănâncă-l. Pam, l-am mâncat, ați văzut, nu? Am murit. Lol. Eu, am ajuns acum la... Am ajuns la suprafață, nu? Nu cred, dar nu putem ieși de aici. Na, ba da, mă, putem ieși, mamă, cum e vremea afară. Să fii pește, mă, cum ar fi, a? Ok. Ia să vedem, poate găsim ceva aici prin oceanul ăsta. A? Uite, mai avem foarte mulți pești, mă. Ia să-i mâncăm pe toți. O, veniți, mă, aici, mă, că mi-este foame. Tuțuc, hai să-i mâncăm pe toți. Mă, dacă de agresiv eu, să uite-l cum face din coada aia și din... What the hell? Ha. Oh, hai să mergem puțin pe la plajă pe acolo, că acolo sunt persoane. Pur și simplu nu aveți idei ce mi s-a întâmplat. A venit tipul ăsta și m-a mâncat, bro. A venit balena asta imensă. Bro, nu cred așa ceva. Uitați-vă și voi ce balenă imensă. Nu cred, mă. Haideți să mergem să mâncăm ceva. Numai că nu mai văd absolut nimic ce se întâmplă pe aici. Uite, mă, cât de agresivă e. Uite, avem un pește pe acolo pe undeva, parcă nu. Uite, în stânga. Mergem să-l mâncăm, mă. Suntem în ocean acum. Ia să vedem ce se află mai în jos, bro. Poate dăm de... Na, am dat de un rechin ăla, cred, nu? Ce e asta, mă? Uite-l, ia vino. Ia vino tu aici, mă, vino aici, vino aici. Haideți după el să-l mâncăm și... Hai, 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 oh my god! Ne batem contra un rechin, bro. Să vedem, sunteți pregătiți. Hai mai repede, mă, ăsta merge cam... ăla e prea rapid, cred, nu? Îl mai ajungem? Și? Hai pe el. Hai pe el. Cred că l-am speriat, bro, nu? Cred că l-am speriat sau... Hai, mă, nu-l mai prindem. Pleacă. Mă, dar ce rapid e. Sau se duce în sus. E sus. Hoi, și nu cred că îl mai putem sau... Plus, ce sus s-a dus. Îl putem mânca 100%, cred. Ia vino tu, mă, aici. A, nu cred că avem șanse contra lui. Hoi. Da, ne aducem. Hoi. A, e cam greu, bro, de controlare chinul, balena asta. Nu, dar nu încearcă nici el să ne mănânce, nu? Sau? Nu cred, n-are nicio șansă să ne mănânce pe noi. Suntem prea uriași, mă. Uite-l. Și... Hoi. Cam greu. S-a dus sus, acum nu știu unde a plecat. Sare în sus. Nașpa, bro. Omul cât de tare e să fie o balenă. Uite, ce se mai află ceva. A, se află o barcă, bro, pe acolo, parcă nu. Ia. Hai, cumva o barcă asta? Da, mă, e o barcă dacă vă vine să... Nine. Ia. Puteam să-i facem ceva, 2 secunde. Așa, hai, du-te. Oh my god, ce m-am speriat de ăsta. Și... Haide să-l dăm jos. Nu putem, cred că să-l dăm jos. Din cauza că balena asta nu prea e antrenată cum trebuie, mă. Și a murit, bro. Pur și simplu cineva m-a împușcat cu o armă sau nu înțeleg. Bun, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, apăsați vreo pe butonul de like și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi pe acest canal, nu? Ciao!